seara, bine v-am regăsit, sunt Roxana Ioana Gabor Iliescu și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Sănătate, Trup și Suflet. O ediție extrem de interesantă în care vom face tot ce ne stă în putință, așa să decodificăm, să demontăm, aș spune mitocondriile, dar de fapt, care sunt motivele pentru care de multe ori ne simțim obosiți, balonați. După o anumită vârstă, parcă ne expandăm așa un pic. Parcă nu mai merge digestia, parcă trebuie să avem toate ajutoarele din lume ca să putem mânca ceea ce înainte mâncam de 3 ori mai mult. Ce se întâmplă de fapt în organismul nostru? Și din nou, cum știți, Sănătate pentru Sănătate, Trup și Suflet este o emisiune în care aducem invitați care au avut experiențe, care au studiat anumite lucruri. Însă ce vă invităm este să discutați toate aceste informații cu medicul dumneavoastră, cu cine lucrați dumneavoastră în materie medicală, astfel încât să știți pentru fiecare dintre voi ce vi se potrivește, ce puteți să aplicați. Asta vă va scuti de foarte multe, cum să spun așa, încercări cu un gust amar și cu mai puține sprâncene ridicate la orice lucru este nou. Important e să primim informațiile și să vedem ce e bun pentru noi, poate ce ar trebui să dăm mai departe și să trecem prin filtrul nostru, să ne cunoaștem poate mai bine. Acum deschid discuția despre mitocondrii, despre acest centri energetici ai noștri, împreună cu invitata mea, pe care ați mai văzut-o la atât la Sănătate, Trup și Suflet, cât și la Împreună pentru Natură, discutând de lucrurile spirituale și de rădăcinile noastre ca români. Acum ne așezăm, ca să zic așa, la masă. Roxana Gabriela Mraniș, îți mulțumesc că ești aici și îți mulțumesc că ai venit din munții Apusen, unde trăiești. Și chiar să știi că aș începe cu întrebarea de aici. De ce te-ai retras, aș spune, munții Apusen? Dar, de fapt, de ce te-ai dus să trăiești acolo? Bine te-am regăsit. Mă bucur să abordăm un astfel de subiect pentru că el este practic, aplicabil și este ajutor pentru fiecare ființă care dorește să-și reconstruiască sănătatea și viața. Acum 6 ani în urmă am înțeles că ceea ce există în societate nu mai poate fi în acord cu ceea ce sunt eu și că organismul meu nu mai este capabil să susțină 20, 30, 40, 50 de ani de viață în aceleași condiții. De aceea am plecat din oraș și am căutat să regăsesc ceva ce am pierdut prin această viață modernă, să regăsesc legile naturii și să descoper ce anume ne-a condus către deteriorare, către degenerare, către sarcopenie, către boală. Stai în mână. Deci trebuie să, dacă n-ați văzut emisiunea, să vedeți. Roxana are o cultură extraordinară și de pentru care și folosește acest termen, dar eu o să te opresc de fiecare dată. Ce înseamnă sarcopenie? Degenerare, îmbătrânire. Sarcopenia poate fi de două tipuri, gras sau slabă. Denumim astfel, nu sunt termenii științifici corecți, dar pentru buna înțelegere, pentru buna comprehensiune a telespectatorului. Sarcopenia este procesul de degenerare a structurilor ADN-ice. Pe românește, ce vedem noi că se întâmplă cam după 40 de ani, că exact. Într-adevăr, ori te topești pe picioare, da, ori eu înflorești pe picioare, dar nu în cel mai sănătos mod cu putință. Așa, ok, bun. Hai să vedem. Ce treabă au mitocondriile, cine sunt ele și cum, de fapt, le putem folosi ca să ne recăpătăm tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Evident, este un concept foarte frumos al nostru, dar nu vorbim ad litera. La un moment dat o plecăm, dar să plecăm frumoși.
Să decriptăm conceptul de mitocondrie. Exact. Cu miliarde de ani în urmă, structura teriană era lipsită de oxigen, era momentul Pangea, despre care noi am vorbit în emisiunile anterioare. Și aceste ploi meteoritice, acești meteoriți căzuți din cer, au adus această structură extratera împreună cu elementele metalice, cu minereul. Momentul acesta a fost momentul în care aceste bacterii extratera, denumite mitocondrii, au întâlnit structurile primitive create în apă, existente aici pe Pământ. A început un proces, procesul cunoscut sub denumirea de fotosinteză, de creare de oxigen. Odată cu lumina soarelui, cu ieșirea din eonul hadean și intrarea în structuri de lumină temporale, adică în momente de lumină, când a început soarele să strălucească și Pământul să fie luminat. Ei bine, a început procesul de creare de oxigen, acest proces care a început să permită proliferarea, adică creare de organisme vii. Okay. Mitocondriile, care sunt structuri extratera, nu pot trăi în prezența oxigenului, pentru că atunci se oxidează și mor. De aceea ele au colonizat celulele primitive existente pe Terra. Acest parteneriat extraordinar între bacteria mitocondrie și celula primitivă a condus la ceea ce suntem noi astăzi, o structură extrem de complexă. Bacteria mitocondrie a creat deci, acest... Deci despre ea vorbim atunci când nu încercăm să oprim procesul de oxidare. Imediat explic. Okay. Acest parteneriat între mitocondrie și celula primitivă este un parteneriat extrem de avantajos de ambele părți. Mitocondria a oferit... Win-win. Exact. Mitocondria a oferit energie infinitală celulei, iar celula a oferit casă, adăpost, mediu anaerob, lipsit de oxigen, pentru mitocondrie și hrană, bineînțeles. Iată această structură extraordinară, mitocondrie-celulă, suntem astăzi noi. Mitocondria este cea care produce energie infinitală, pentru că toată hrana... Este corpul nostru. Sigur. Corpul nostru. Vreau să fiu o mitocondrie, este corpul nostru pe care îl iubesc și este casa noastră frumoasă pe care am primit-o la naștere și pe care o să o dăm înapoi Pământului, nu-i așa, când plecăm de aici. Sigur, pentru că din Pământ suntem, din Pamaienta. Acest parteneriat extraordinar a conferit celulei primitive, adică primelor organisme celulare, durată de viață. Această durată de viață a crescut, structurile au devenit din ce în ce mai complexe, ființele au devenit din ceea ce mai complexe, până la momentul nostru. Astfel, prin intermediul mitocondriei, bacteria, celula de fapt primitivă, a devenit o celulă complexă. Și această celulă complexă se numește om. Dragul de el. Ok. Care această celulă, ea degenerează pentru că degenerează, că asta este. Corpul nostru durează cât durează, nu este nesfârșit. Însă, putem să facem ceva cu mitocondria. Putem să facem un nou parteneriat cu mitocondriile. Exact, corect. Ta-na! Hai super să vedem cum. Spus, iată acest nou parteneriat este ca noi să hrănim celula cu elementele din care ne-am creat. Aceste elemente sunt în acord cu ceea ce suntem noi. Ele vor fi, aceste elemente, această hrană, care este harana, adică harul divin. Hrana este har. Această hrană va fi transformată prin capacitățile extraordinare ale mitocondriei în energie, adică în electroni. Orice aport de hrană este condus către mitocondrie, va fi transformat în electricitate, adică în electroni, adică în forță vitală, în energie vitală. Aha, și încep să vii pe terenul meu. Bun! Ce înseamnă? Ce trebuie să-i dau eu mitocondriei ca ea să-mi dea forță vitală și ca să fac ceva cu digestia? Da, ne întoarcem la teren. Mă iau pe mine ca exemplu. Da, am 47 de ani, n-am niciun fel. N-am încă 47 de ani, îmi spune fiimea. N-ai mami, ai încă 46. Na. Puteți să-mi spuneți la mulți ani, pe 31 mai. Și am observat după 45... Aproape de la o zi la alta, nu e chiar de la o zi la alta, pentru că a venit corona, au venit, știu exact ce s-a întâmplat. Da, cu toate presiunile, cu tot ce mi-am luat în cărcă, cu tot, dar
totuși și sistemul digestiv, parcă de la o zi la alta, hâț, stai așa, că nu mai am nevoie de toată hrana aia pe care mi-o dai tu, nu mai știu ce să fac cu ea. Numai eu care eram cu abdomenul, nu că plat, eu eram concav așa, brusc zici că sunt veșnic însărcinată în luna 6. Ce pot să fac ca să, clar, mergem la sport, da, trăim sănătos. Și totuși, ce pot să fac cu mitocondria astfel încât să o ajut? La nivel practic, care sunt lucrurile pe care aș putea să îi le dau ca ea să fie fericită? Hrana primordială a mitocondriei este laptele. Este legea primordială. Mitocondriile au pierdut această hrană odată cu pasteurizarea laptelui, dar aceasta este altă poveste. Da, în care... Laptele este motorul care permite declanșarea vieții. De aceea copilul născut este hrănit cu lapte viu, crud, la sânul mamei, iar acest lapte viu crud va pune în funcțiune mitocondriile pentru că este hrană specială pentru mitocondrii. Și atunci, pentru că nu mai pot să mă duc la mama să-i cer lapte, există... Mulțumesc că ești, te iubesc. O alternativă. Ok. Laptele de colostru? Se numește lapte de capră. Și laptele de capră este cel mai apropiat de, ca structură. De laptele, și laptele de mărgăriță? Cumva? Sigur că da. Ok. Sigur. Despre colostru discuția este mult mai complexă. Pentru că indiferent ce hrană, indiferent cât de spectaculară este această hrană, dacă nu ai microbiomul pentru ca această hrană să fie prelucrată, pentru ca informația din ea să fie condusă acolo unde trebuie, oamenii consumă alimente deosebite. Avem posibilitatea să consumăm alimente deosebite, dar se întâmplă un lucru extraordinar în defavoarea noastră, cel puțin după vârsta de 40 de ani. Microbiomul unei ființe trecute de 40 de ani nu mai este capabil să prelucreze informația. Adică, indiferent de hrana pe care o oferi, indiferent cât de bună, de naturală, de vie este această hrană, dacă nu ai microbiomul, ea nu va fi prelucrată și nu va fi condusă către mitocondrii. Corect. Corect. Și atunci? Avem nevoie de acest proces de refacere a microbiomului. Ok. Microbiomul uman este creat din bacterii. Pentru că ele au fost primele care au inițiat. Și iată, aducem toată discuția cu probioticele. Sigur că da. Aha. Și probiotice sunt acelea pe care le găsim la pliculeț? Sau avem și probiotice? Cu siguranță, înainte de a consuma astfel de probiotice, avem nevoie de regenerarea microbiomului. Uh-huh. Pentru că există un microbiom specific pentru colon și un microbiom specific pentru intestinul subțire. Avem nevoie să păstrăm această balanță, pentru că bacteriile care compun colonul sunt de o anumită factură, diferite de bacteriile care care se găsesc în stomac. Corect. Care se găsesc în intestinul subțire. De ce această diferență? Pentru că există diferența între ceea ce se numește prelucrare uh-huh. hranei, da, și această prelucrare trebuie realizată într-un anumit fel. Există o anumită componență de floră, îi spunem noi, floră intestinală, care este de prelucrare, este de a informații, este floră de putrefacție, iar, da? Corect, pentru că avem nevoie, pentru Sigur. Că dacă mâncăm, trebuie să și eliminăm, Sigur așa că, da. Că să nu ne ferim să spunem lucrurilor pe nume. Din nou vă reamintim, Roxana ne împărtășește cu generozitate din experiența ei, din tot ceea ce a studiat. Însă vă invităm să, dacă vă găsiți în acest stadiu, de poate după 40 sau cine știe, poate cu stresul se întâmplă și mai devreme, în cazul în care organismul vostru se simte mai obosit decât în teorie ați vrea voi, adică dacă vă simțiți cumva mai tânăr decât e corpul vostru, apelați la specialiști. Și slavă cerului, trăim într-o țară
binecuvântată din acest punct de vedere. Sper din suflet că nu se speră ce ne aud dacă vorbesc de Ana Aslan. Da, Ana Aslan a trăit aici, a lăsat specialiști, a lăsat și un centru. Există locuri în care să vă duceți și dacă vreți dați-mi mesaj și vă indic eu care sunt acele locuri, în care să dăm un reset. Recunosc că povestea care mi-a plăcut cel mai mult și am înțeles ce se petrece cu mine a fost aceea a vulturului, care la un moment dat în existența lui are de ales dacă să se ducă spre moarte sau să renască. Dacă să renască, trebuie să-și tăcească ghearele, să-și tăcească ciocul, să o ia de la zero și să stea o perioadă fără să mănânce. Pentru mine iar a fost, oare ce poate să însemne asta pentru mine? Și am, în sfârșit am înțeles că practic ce mi-a cerut corpul meu a fost un reset. Exact. Pentru ceea ce devin acum, care n-are nicio legătură cu mine de acum 5 ani și nici de acum 10 ani. Ok, hai să vedem. Și tu ce ai făcut? Singura, dacă vrei, întrebare pe care o am până acum este și ce te faci dacă ai descoperit că ai intoleranță la lactoză? Există dintr-o anumită perspectivă această intoleranță. Dar corect. Nu, și când nu ai din reset... perspectiva pe care o propun eu. Okay, aceste... Și oricum când ai reset s-ar putea să nu mai fie nici intoleranța asta. La lactoză este intoleranța la lege. Pentru că laptele înseamnă legea. Da? Deci nu există așa ceva decât dintr-o anumită perspectivă și eu nu vreau să intru în această discuție. Corect. Și pe de altă parte, tot ceea ce spun specialiștii este că aceste intoleranțe vin din prea mult consum de ori de ceva procesat, ori de... și după o pauză da. Se reia. Am văzut asta la copiii mei, apropo de intoleranțe, o să refacem. Am mai avut emisiuni referitoare la alergii și intoleranțele copiilor. Pot să scriu eu o carte, dar o să-i las pe specialiști. Pentru că am văzut copiii și i-am îndrumat cum să iasă din alergii și intoleranțe și ce să vezi, se poate. Ok, hai să vedem care a fost parcursul tău și cum, ce ai simțit după cât timp ai de când trăiești în... 6 ani. De când trăiesc în Apuseni, dar mi se pare extrem de important pentru telespectatori să aducem în discuție acest concept de resetare a microbiomului. Okay. Pentru că odată cu această resetare să șterg și erorile, pentru că bolile, intoleranțele și alergiile sunt erori în copierea ADN-ului. Postul umed este varianta pe care o propune paleoparantropologia. Postul umed, asta înseamnă că îi ofer posibilitate corpului meu să se regenereze prin devorarea disfuncțiilor. Pentru că nu mai aduc corpului meu mâncare, atunci el va mânca, va devora, va consuma disfuncțiile, indiferent ce disfuncții sunt acelea. Medicii numesc asta autofagie și exact. Sunt mai multe forme, adică ori pur și simplu postul cu apă și iar există specialiști. Avem și o emisiune pe care am făcut-o, căutați, am făcut-o împreună cu doctorul Luca, despre postul cu apă, sau postul intermitent, intermittent fasting, cum se numește astăzi când ai o perioadă. Însă, din nou, vă atragem atenția, aceste lucruri nu se fac după ureche. Pentru că discuția cu specialiștii vă va arăta, de fapt, și ce trebuie să faceți în timpul ăla. De aceea și postul de Paște sau ne așteaptă postul de Sfântul Petru și Pavel. Nu sunt doar că nu mai mănânc carne. Și ce faci în timp ce nu mai mănânci carne? Ce faci în timp ce... Eu pot vorbi din experiența mea. Exact. Am făcut un post de 7 zile. Am prieteni care au făcut post de 14 zile, mm-hmm. Dar asta depinde de fiecare, de forța fiecăruia, de informația pe care o deține și de maladia cu care se confruntă. Eu am făcut un post de 7 zile pentru că am înțeles că, de fapt, acest post înseamnă o rescriere a microbiomului și o accesare, o activare totală a ceea ce reprezintă sistemul limfatic.
Am înțeles că pentru a reface, a regenera, a curăța, a elimina ceea ce a fost introdus și nu a fost eliminat la momentul potrivit, se poate realiza doar cu aceste două tipuri de apă. Hidrogen de oxigen pur și apa de fructe, apa vie, adică hidrogen 3, oxigen 2. Și postul... vă invit să urmăriți emisiunea pe care am făcut-o împreună cu Roxana Gabriela despre apa vie și apa moartă. Postul umed va fi în asemenea condiții de o eficiență scontată, 100%, pentru că aceste două tipuri de apă vor hrăni atât celula, o vor curăța și vor aduce în mitocondrie mineralele necesare. Se întâmplă un lucru extraordinar. Pe măsură ce oamenii de știință, pentru că toate aceste informații pot fi verificate de specialiștii, cu informații pe care le oferă specialiștii de la Harvard. În momentul în care mâncăm pâine, mâncăm pe lângă substanțele respective și acid fitic și morfina. Acidul fitic, de fapt, interferează cu procesul de asimilare a mineralelor. Pâinea consumată sau toate aceste, da, consumate zilnic sau în exces, patiserii, da, tot ceea ce reprezintă cereală, care nu mai conține fibra, cum este, de exemplu, noi mâncăm acest grâu care nu mai conține acel acoperământ, acel scutec pe care îl conținea alacul, de exemplu, grâul sacru. Deci, faptul că noi nu mai consumăm fibre, faptul că noi consumăm doar aceste farine modificate genetic și prelucrate, da, ne-a distrus de-a lungul timpului microbiomul. Și iată, corpul nostru este suficient de deștept încât să ne atragă atenția prin aceste intoleranțe. Mm-hmm. Dacă avem noroc, dacă Corect. Nu e alergie. Dacă, stop, orice faci, oprește-te. Și da, iar trăim vremuri binecuvântate în care putem avea acces, trebuie doar să căutăm un pic. Și da, e un preț evident un pic mai mare. Și de grâu integral, și de românii de-a noștri care fac aceste lucruri. Și putem să ne hrănim, să ne reîntoarcem la hrana integrală. Chiar vorbeam zilele trecute împreună cu Cerasera Rogen, care a fost aici, că noi preferăm să ne chinuim o viață în loc să trecem prin 3 luni, atât cât iar specialiștii au demonstrat că sunt 3 luni de disconfort de la o schimbare, da? De când, nu știu, să zicem, din oraș să trăiești la țară sau să te hrănești așa, din ce găsești prin oraș la o hrană conștientă. Chiar, ție cât timp ți-a luat să te adaptezi în Munții Apuseni? A fost o dorință și un vis pe care l-am avut dintotdeauna genetic, dar într-adevăr am avut nevoie de o perioadă de adaptare, cred că a fost de un an și ceva. M-am adaptat la condiții, la modul de trai și în special la cantitatea și modul de muncă. Pentru că tot ceea ce se întâmplă acolo se întâmplă din mâinile noastre. Noi suntem producătorii și procuratorii propriei noastre hrane. În acest moment eu produc brânza și în mod neaoș, fără substanțe chimice. Eu sunt cea care hrănesc caprele, eu sunt cea care cultiv ceea ce mănânc, ceea ce consum. Singura cereală care a rămas în alimentația noastră este hrișca. Uh-huh. Pentru că este un hârst, adică un cârst, adică un Hristos. Și are formă hexagonală această hrișcă. Dar, în rest, tot ceea ce consumăm este produs acolo, în pământul cupric apusean și este muncit de mâinile noastre. Hrișca nu crește la noi? Că știu, în Moldova, da, și se cultivă și nu se poate cultiva?
Nu știu despre hrișcă, nu sunt foarte multe cereale care se pot cultiva în Apuseni. Au fost perioade când apusenii erau spectaculoși, pentru că erau lanuri de grâu. Acum sunt numai păduri, oamenii înainte cultivau propriile cereale. Acum însă nu se mai cultivă. Este adevărat că există un anumit tip de legumă, un anumit tip de cereală care poate fi cultivate în condițiile sau în clima apusenilor. Și din nou, mă rog fierbinte ca toți acești specialiști, acei specialiști care existau înainte de 1989 și știu că făceau o treabă extraordinară, cumva să le recuperăm munca. Pentru că îmi amintesc de acele hărți în care se arătau unde, care este pământul cel mai bun pentru cartofi, care este pământul cel mai bun pentru hrișcă. Și acolo și se făceau aceste schimburi. Probabil că va mai dura un pic ca să înțelegem cât de multe, la cât de multe lucruri am fi putut avea acces, da, dacă știam să le cerem atunci, dar asta este. Hai să vedem cum le refacem de acum încolo. Ok, întorcându-mă la mitocondrie, ce ai observat în corpul tău? După cât timp au intervenit schimbările și care au fost schimbările? Primele schimbări pe care le-am observat au fost acum aproximativ 2 ani, în momentul în care am început să consum apa topită, apă cu moleculă hexagonală. Se întâmplă ceva, un lucru extraordinar, și anume pielea sau țesutul se umple din interior. Okay. Pentru că se numește siliconare. Însă, în timp ce consum această apă cu moleculă hexagonală, eu consum grăsime. Pentru că, la crearea vieții pe pământ a participat apa, lumina și omega-3 rudimentar, adică acizi carboxilici, adică grăsimi. Fără grăsime, viață fără grăsime nu este posibilă. Această grăsime, paradoxal, este transformată de creierul uman în hidrogen 3, oxigen 2. Dar aceasta este o informație pe care o dețin doar câțiva oameni care slavă au cercetat. Celui, cei care au cercetat au început să răspundească acest lucru și au atras atenția în toate modurile cu putință, mai ales specialiștii neurologi, că ceva s-a întâmplat de când a fost dieta asta fără grăsimi, că da, creierul nostru nu funcționează fără grăsimi. Și acest lucru a fost stabilit. Ok. Și de aici încolo, ce înseamnă grăsimi? În conformitate cu cercetările pe care le dețin, cu informația pe care o dețin, această grăsime, la momentul potrivit, când corpul consideră de cuvință, este transformată, de fapt, tot în hidrogen de oxigen. Corect. Dar ce înseamnă grăsimi? Pentru că grăsimi înseamnă jumări, grăsimi înseamnă ulei de măsline, grăsimi înseamnă... Da. Deci au fost atâtea mode... Că trebuie să iei numai ulei de pește, că trebuie să iei ulei de măsline, după asta că nu e atât de bun uleiul de măsline. Tu ce mănânci? Eu mănânc slană de porc, crudă. Neauș. Pentru că avem nevoie de hrană vie. Cu cât consumăm mai multă hrană vie, cu atât celula este vie și mitocondria este vie. Cu cât consumăm mai multă hrană vie, mă refer la hrană vie în proporție de 80%, cu atât mitocondriile vor funcționa sănătoase pe programul original. Dacă mitocondriile se deteriorează, ele vor consuma din energia mitocondriilor sănătoase. De aceea, în postul umed, realizat cu apă, cu moleculă hexagonală și apă verde din fructe și legume, mitocondriile sănătoase le vor devora pe cele bolnave. Aha, adică acum, invers. Da, acum este momentul ca aceste mitocondrii să se regenereze, dar cu siguranță aceasta este o emisiune viitoare, este un subiect extrem de complex, se numește biogeneză mitocondrială, deocamdată conceptul nu a fost lansat în România. Capacitatea corpului uman, a ființei umane, de a regenera mitocondriile, de a crea mitocondrii noi. Ceea ce se realizează acum la un anumit nivel. Și mai vorbim în emisiune exact de celulele STEM, care se pot regenera ușor-ușor, aflăm exact că, de fapt, ne putem regenera.
Și da, cumva singurul mit e că încercăm să ne regenerăm cu ajutorul științei, ceea ce nu e un lucru rău, doar că ar trebui să fie cu ajutorul științei și nu doar în știință, uitând de ceea ce suntem. Ok, perfect, am, ca să zic așa, mănușă primită. Însă acum aș vrea, hai să vedem, dacă am putea să vedem și pentru cei din oraș, că tu te-ai mutat la țară, recunosc și declar aici și eu intenționez să fac asta în cel mai scurt timp. Colega noastră, Camelia Pătrășcanu, a făcut același lucru, dar nu toată lumea poate să își permită acest lux, nu toată lumea are, eu știu, modalități de a se întreține odată ce se mută și, da, exact cum spuneai, e o muncă, e o muncă. Da. Adică acolo ori pui osul la muncă, ori mor de foame. Exact. E foarte simplu. Ce am putea să facem în oraș? Adică care sunt, hai să nu spun compromis, încerc să-mi găsesc cuvintele astfel încât să fiu cât mai diplomată. În afară de profita de weekenduri, da, să ieșim în natură, ce am putea să facem zi de zi, trăind în oraș? Și din calitatea ta de psiholog acum, te rog, ce ar putea să facă oamenii astfel încât să înceapă să se pregătească pentru momentul de regenerare? Uh-huh. Pentru că ceea ce am experimentat eu este că momentul de regenerare nu te apuci de mâine. Adică nu te bagi mâine în postul cu apă și gata, nu mai mănânci nimic, numai pentru că zăpăcești corpul. Da. Așa. Este într-adevăr un proces. În primul rând, ceea ce poate să realizeze orășanul concret, aplicabil, în acest moment, este împământarea. Ok. Împământarea este absolut necesară pentru că există acest raport între așa numita energie negativă și așa numita energie pozitivă. Împământarea merge mai departe. Împământarea se numește la nivel spiritualicesc. La nivel paleoparantropologic se numește mocirlire. Pentru că este nevoie de apă în acea plamada pentru ca stereotipurile dinamice care se regăsesc în tălpi să se activeze. Este nevoie să ne mocirlim pe urmele animalelor sălbatice. Asta nu-i pentru orășeni, dar o spun pentru cei care poate au casă la țară, care trăiesc la țară. Da, și dacă nu, să știți că dacă sunteți bucureșteni, este o oră jumate, hai maxim două, până când ajungeți la Slănic Prahova și găsiți acolo chiar se numește, nu știu, nu e piscina porcului, lacul porcilor. Adică exact asta. Te bagi acolo și te faci ca porcul. Te înmocirlești, cum spui tu. Și este senzațională experiența. Dacă puteți să vă dați măcar un weekend, dacă nu cumva 7 zile. Pentru că în momentul respectiv, bacteriile din pământ conținute în mocirla respectivă vor fi bacterii benefice pentru propriul tău microbiom. Acesta este punctul 1. Punctul 2. Apa hexagonală de consumat, apa pură. Punctul 3. Grăsimi vegetale și animale. Pentru că noi am evoluat în paleo, dar n-am avut la dispoziție grăsime tot timpul sau proteină, carne. Am consumat nucile autohtone. Și mă refer la nuci. Vorbim despre acid dezoxiribonucleic. Iată, nucul este acolo și nu degeaba, pentru că nuca este bombă cuprică. Iar cuprul este esențial pentru eliminarea sintropiei, adică eliminarea cantității de fier. De ce consumăm grăsimi? Pentru că la participarea ADN-ului, e bine, la crearea structurii ADN-ice, se participă fierul. Fierul împreună cu apa creează oxidare, de aceea noi aducem grăsimea, pentru că grăsimea, da, oxidare ce înseamnă? Ruginire, îmbătrânire, corect, sarcopenie. Să rămân la nuci. Da. Ok, și îmi place foarte mult. Da, deci grăsimea vegetală. Grăsimea vegetală este esențială. Și îmi spui de nuci ca și mănânc o mână de nuci pe zi sau ulei din nuci? Nu, de ce să consumăm produse procesate? Aha, o mână de nuci pe zi. O mână de nuci hidratate pe zi.
atenție, pentru că este foarte important să înțelegem că fiecare sămânță are moștenire de la mamă, de la tată, o protecție. Este o protecție care ție ți va face rău. De aceea tu trebuie să pui sămânța respectivă în apă pentru a-i da senzația că ea se află într-un mediu în care poate încolți. Și atunci ea se eliberează de toate substanțele cu care ea a fost înzestrată pentru protecție. Îți mulțumesc că ai spus asta și că ai... Orice mamă, orice tată își va proteja puiul și atunci îi pune o vrajă. Până la urmă, semințele de asta nu se strică, de-aia poți să le ții ani de zile. Sigur. Că au această protecție. Și da, aici chiar vă spun direct, încercați. Încercați dacă mâncați nuci, orice fel de semințe, migdale... Încercați să vedeți cum e să le puneți în apă, fie de seara până dimineața, exact, sau câteva ore. Deci schimbă total informația pe care o primești, modul în care digeri, nu mai poți să ronțăi la nesfârșit, ci te obligă să mesteci, adică toate lucrurile pe care ne spuneau specialiștii să le facem și noi ziceam, da, bine, îți mulțumesc mult că ai spus asta. Așa. Aceste nuci, dacă pot, aceste semințe, dacă pot fi puse în apă de ploaie călduță, ar fi perfect, le vom oferi codurile de reînviere. Cum apă de ploaie călduță? Cum se duc apă de ploaie călduță? Apă de ploaie încălzită, ușor încălzită. Și nu-i stric feng shui-ul? Nu, din potrivă. Pentru că sămânța respectivă va crește cu apa de ploaie. Dragă de ea. Interesant. Ea va învia pentru tine. Toate codurile de geometria, de creare a vieții, va fi acum hrană pentru tine. Foarte Aceasta este hrana pentru mitocondrie. Ok, deci am înțeles, mai avem puține minute. Apropo de geometrie sacră, dacă vreți să aflați de geometrie sacră, am profesorul de geometrie sacră acasă, se numește Paul Gaboriliescu. Foarte deștept. Așa, deci, mitocondriile, cum le-am numit noi, acea centrală, da, a energiei noastre. Dacă vrem să o ajutăm ca să ne dea mai multă energie, mm-hmm, era nevoie de apă și a explicat, apă vie și apă moartă, cum am explicat și în emisiunea anterioară, are nevoie de grăsime. Exact. Și grăsime, fiecare cum, da, nu încercăm să vă luăm dintr-o parte într-alta, dacă sunteți doar pe vegetarian, fericire, sănătate, atunci... Mm-hmm. Vegetal și vorbim atunci de nuci și de ce mai vorbim? De alune, sunt alune esențiale și tot soiul de semințe pe care, și iată, avem alune românești, minunate. Sigur că da. Tot ceea ce există, eu mă refer în special la fructele și la semințele și la legumele paleoregești. Adică cele care existau în paleolitic. Și de unde să știu dacă existau în paleolitic? Cu siguranță nu exista morcovă în paleolitic. Nu exista morcovă în paleolitic? Nu, existau tuberculi, anumite rădăcini, aha, care s-au transmis sub formă de cartof. Mă refer la cartoful mov, cel care există încă în Apuseni. Nu, numai în Apuseni. Stai că acum ne... Da? Deci eu mă mut lângă Curtea de Argeș. Să știi că avem cartof mov lângă Curtea de Argeș. Sigur că da, se poate, este posibil, da. Ne mândrim cu asta și e un moșion, dacă vrei. Da. Dar e un domn producător la care face piersici din alea. Nu cred că exista un paleolitic, dar sigur sunt absolut geniale și face cartofi, uh-huh, mov. Și vă invit să căutați astfel de producători, pentru că există, din nou, avem un popor binecuvântat. Așa, ok. Deci ce îmi spui este, am vorbit de uleiuri vegetale. Da. Ok, de grăsime, dacă e, da, dacă vă place slana, foarte bun. Da. Foarte bun. Așa, și mai ce? Este de consumat și uleiul de măsline, dar atenție, pentru că aceste produse sunt supuse unei procesări. Uh-huh. Este nevoie să studiem. De aceea eu am preferat slana românească, grăsimea românească. Vorbesc despre grăsime vie. Noi avem nevoie de hrană vie. Uh-huh. Și doar 20% poate fi hrană moartă. Această hrană vie, odată ce microbiomul a fost resetat și noi am trecut prin postul umed, odată ce hrănim corpul, mitocondria, cu hrană vie, ceva se va întâmpla
cu adevărat în ceea ce suntem noi, este un proces care pur și simplu oprește timpul oarecum, pentru că, într-adevăr, organele tale vor câștiga într-un post, de exemplu, de 7 zile, 10 zile, într-un post umed de 7 zile, 10 zile, 8 ani, 10 ani de viață. Este, nu este o chestie, noi nu facem science fiction, vorbim despre longevitate, despre prelungirea duratei de viață în condiții de în condițiile de a fi o ființă activă, o ființă capabilă să. Exact. Și nu răpus de vreo boală într-o anumită formă. Sub nicio formă. M-am luat cu vorba așa, mi-a căzut și casca între timp, așa că mai avem doar câteva secunde. Îți mulțumesc foarte mult pentru această emisiune. Vă aștept mesajele voastre. Nu știu cum vă simțiți voi, dar eu mă simt deja regenerată. Eu am făcut tot parcursul, evident acum îl pun și în practică. Și da, vă invit să ne dați mesaje și să ne puneți întrebări astfel încât să ne ajutați să vă ajutăm mai mult. Vă mulțumesc pentru atenție, le mulțumesc colegilor mei din regie. Rămâneți pe canal 33. O seară binecuvântată. La revedere!